Astăzi este Miercurea Mare, din săptămâna patimilor, o zi importantă de post și rugăciune. Biserica oficiază denii și slujbe speciale, iar credincioșii respectă cu sfințenie anumite tradiții. Cea creștină recomandă post, rugăciune și spovedanie, deoarece este o perioadă de pregătire spirituală pentru Paște. De mâine, bărbații nu mai muncesc la câmp, rămân pe lângă casă, ajutându-și nevestele la treburile casnice. Casele trebuie să strălucească de curățenie pentru a întâmpina învierea Domnului așa cum se cuvine. Miercurea Mare este și ultima zi în care gospodinele mai pot coase ori călca. În săptămâna mare sau săptămâna patimilor, fiecare zi are o semnificație aparte. Miercurea Mare este ziua în care Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe Iisus fariseilor pentru 30 de arginți. Potrivit tradițiilor populare, Miercurea Mare este ultima zi în care se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă. Din această zi, se spune că bărbații trebuie să stea pe lângă casă și să își ajute nevestele. De asemenea, este bine să te împaci cu oamenii cu care nu ai avut o relație tocmai bună în ultima perioadă. Cel mai indicat lucru pe care poți să-l faci astăzi este să spui rugăciuni. Astăzi, cum spuneam, nu este bine să te enervezi sau să arunci vorbe necurate și nici să te superi pe ceilalți.